Îmi place să fac rime despre orice, nu mă pot abține. În fiecare zi o fac bine, dimineața de la 6, două antrenamente, știi bine. 8 dimineața plec la job, 8 milioane pe card, nu sunt prost. Nu produc nimic, clar îs norocos, am o familie și am un har și-s pretențios. Cam ăsta e filmul de viață pe care mă acces. Eu muncesc la un prieten drag, la un chioșc de înghețată, chiar foarte ok. Așa mai swaggy, mai pe distracție, mai dau un glob de pepene la 3 lei, n-ai ce face, pe satisfacție, îl iei și-ți place. Și iau și un pic de pepene că sunt mai figurant, că-mi place, că e o legumă sau un fruct important, ce e un pic elegant, când îl pun pe cornet, mamă, cum stă exact. Am dat de o parte de muzică de un an jumate, m-am încadrat mult în succesul de afacere mea pe loc. A fost un har așa, expus ce a intrat în mine dintr-o dată. Când mă privește lumea, e clar că spun, mă, arogant pe fapt, arogant pe foaie și de invidiat și catalogat și stau bine pe loc. Am relație angajică, sexoasă, îi place și mie și ei, gata. Am fost în toate aroganțele de pe cartier, în toate viciile posibile până pe la 18. Am dat și eu de toate, că am fost băiat. Am vrut să mă interesez cum îi filmul. Până l-am inventat pe Codinski, așa de pe la 21, s-a schimbat, bărbat matur, loial, cu fata. Puh, nu vine să cred că așa femeia te eram înainte. Nu puteam să mă gândesc că pot să am o femeie mai mult de o săptămână. Acum, de una în jumătate, nici nu vine să mă ginesc așa după alte nu prea merit acum. La X Factor, unii oameni vin și se fac remarcați de la garduri. Uite, de exemplu, acest domn. Bună dimineața! Bună dimineața, să stăie Dumnezeu sănătate! Doamne, ajută la tatăl! Doamne, ajută la familie! De ce ești așa altfel decât ceilalți? Îmi place foarte mult swag-ul, îmi place mult să fiu mai diferit. Swag-ul? Swag-ul, țoanele, să fiu un pic ieșit în evidență, să fiu remarcat. Iar tu ai swag la tine? Da. Am, dar din ăsta electronic. Ăla, swag-ul era plin de nicotină. Da. Și lăsa urme de, aveam urme de swag pe degete. Da. Și am din ăsta electronic acum, un swag electronic. Eu n-am avut swag niciodată. Ai avut? Cred. Cum să nu? Cum? Ai avut aici odată? Da. Mi-am tras un swag nou, că am zis că 100% o să trec mai departe și să rămân în capul oamenilor, barbă verde, flow bun și eu am făcut toată treaba executabil de bine. Tu ești iubita? Tu ești iubita lui? Da. De ce ești mov pe la gură? Nu trebuia să fii verde? Nu. Sau vă pupați rar? Nu, ne potrivim așa. Cu fata mea, cu grăsuța mea, swagărița mea. Mă susține bine. M-o susținut și azi noapte să nu dorm până la ora 6 dimineața. Îți dai seama ce treabă a fost pe Bucarest Style. Vreau să iau X-Factorul, simt că chiar pot. Adică demonstrez că o să trec primele 4 ediții liniștit. Ai pregătit? Nu. Faci versuri? Nu, nu mă rime pe loc. Adică n-am venit pregătit cu nimica. Stai mă, deci tu ai o piesă care n-are versuri? N-am o piesă, am mai multe care le fac. Nu, stai un pic, acum la X-Factor ce ai? Nimic. Am venit, am luat un instrumental extraordinar de bun și o să fac să impresioneze lumea. Pe loc? Pe loc tot. Păi și dacă nu-ți vine flow, n-are cum. Îți vine swag-ul, swag-ul ăsta, nu-ți vine flow. Nu se poate. Nu se poate. Să ne bagi și pe noi în... Baftă, tu rămâi cu noi. Du-te și fă vreo. Băi, să ai grijă, băi, să... Dar să rimeze, da? O să fac totul ca la carte și pretențios și factorul meu aparține, frate. Frate cu carte. A, da, merge, merge. Ba, merge, merge. M-am petrecut original de grav. Habar n-ai cum mă simt pe interior. Următorul concurent bate la uși. Aplauze, vă rog. Atenție la neatenție. 3, 2, 1. Doamne ajută, dragilor. Ce fac oamenii? În sfârșit cineva cu șosete. Bună ziua. Ciao de. Barbă verde. E verde sau nu văd bine? E verde acum. Verde e... După cum și melodia. Barbă verde cu părul pădure. Bună asta. Bună, dar important e că e absolut neașteptat. Da, da, nu, tu nu te așteptai. Nu. Este? Și nici el nu se aștepta. Cum te cheamă? Codinski Gold, din numele meu de scenă. Codinski Gold. Codinski Gold. Gold, Codinski, oricum. Codinski, de la Codău. Să înțeleg că ocupația ta asta e. Deci dacă ai și nume de scenă... Ocupația mea e foarte simplă. Fac de una în jumate hip-hop, n-am pus niciun vers pe foaie. Îs doar simplu la rime pe loc. Am venit nepregătit să vă demonstrez ce înseamnă un flow. Și noi de unde știm? Stai. Păi poți să-mi oferi ce vrei tu. Păi îți oferim. No, îți oferim cu încredere. Fiecare dintre jurat poate să-mi ofere 3, 4, 5, 7 cuvinte la care o să fac o treabă bună. No, câte două cuvinte fiecare. Ștefan. Poloboc. Doi. Boloboc. Bârsană.
Fin, ciufut și supersonic. Ai. Bun, îi dăm drumul la beat? A, nu, da. Eu ți-aș adăuga niște onomatopee. Oh, yeah. Ăsta fac diferența. Dar noi n-am notat ce am zis. Și eu ard. Eu țin minte, da. Eu am și uitat ce ai zis, crede-mă, sincer. Bârsană, boloboc, ciufut. Fin, ciufut și supersonic. Ai. Bârsană. Ce ai zis, Horia? Oh, yeah. Salut, Carla. De ce purtați rucsac pe scenă? Salut, Stefan. Să trăiești. Okay. Oh, yeah. Așa e șoacul meu, așa îmi place să mă îmbrac. Are al tău că și Maca face asta, toți faceți. Adică nu e. Probabil. Cine a făcut prima oară? Cine a purtat rucsac prima oară? Eu de la Lil Wayne m-am inspirat. Care tu, mă, că n-ai purtat Lil Wayne, lasă. De un an cânti. Ai zis că de un an cânti. Un an jumate. De când fac așa totul perime pe loc, îmi cer scuze. Da, mă, nu, hai să auzim și după asta mai vorbim. Bun. Sunt un pic grele cuvintele, dar... Mai bine și de făcea de acasă. O să dau prima dată un pic o bucată de la mine, să nu vă supărați, după aceea ce vine ca să pot să mă inscriu, să nu... Așa ca încălzire. Da. Bun. Warm up. Îi dăm drumul la Nicky, primul. Hai să vedem. Hai.